La caravana de Crăciun din acest an au participat 22 de licee din capitală împreună cu voluntarii de la Clipa Siderală, care au venit la festivitate. Tinerii au reușit să-l aducă pe Moș Crăciun la 2540 de copii, din 8 școli internat, 2 școli polivalente, 4 centre de reabilitare, un penitenciar pentru minori, dar și din 6 localități rurale. Tinerii spun că acești copii au nevoie de sprijin, pentru că au văzut cu ochii lor în ce condiții trăiesc. Copiii acolo se află într-o stare foarte gravă. Chiar și la orfelinatul sau gimnaziu unde am fost noi, acolo n-a fost o sală de festivități unde vei putea să arăți ceva. Acolo pur și simplu a luat o clasă în care stătea un bradă și amintitel. În pofida acestor condiții, acțiunea de caritate Caravana de Crăciun a reușit să împărtășească o fericire reciprocă. Mulțumiți au rămas și cei care au primit, dar și cei care au dăruit. Copiii au fost emoționați, am primit multă energie din partea lor. Au văzut că copiii într-adevăr se bucură pentru aspecte care ei au. Le-am prezentat o șinetă din partea liceului. A fost și Moș Crăciun și personaje din basme. Cred că este o experiență deosebită și o recomand la toți să participe la Caravana de Crăciun. Copiii au primit în dar hăinuțe, încălțăminte, jucării, dulciuri, dar și spectacole din partea participanților. Organizatorii susțin că au rămas impresionați de numărul mare de oameni simpli, care nu au fost indiferenți. Acțiunea de binefacere Caravana de Crăciun se desfășoară anual, începând cu anul 1997. Inga Cebotar, Nicolae Cebotar pentru Cotidian.